tu pe care latură ești? Pe aici? Pe asta? Ce-a dorul? Lupa mică mă aici, pe suțire. Nu, nu, n-am fost acasă. Dar ce-ați auzit? N-am fost acasă. De auzit se aude multe, dar nu. Realitatea e cu totul altă. Bună, doamnă! Bună ziua! Cum s-a întâmplat? Ce ați auzit? Ce s-a auzit? O bubuitură foarte puternică, ce s-a auzit? Și după aia n-am mai știut nimic, m-am dus la spital, m-a luat salvare. Ușa au sărit din... Ușa, uitați, vedeți? Uitați, ușile tot aici, uitați. Televizor, intrați înăuntru. Televizor, masă, pereți, uitați, acolo au sărit în perete, uitați aici ușa. Fotoliu, geamurile sparte, tot, ce să vă spun. A fost bubuitură puternică? Am fost la spital, mi-a făcut niște perfuzii și mi-a făcut un calmant și am venit acasă să văd ce pot să facă, unde, cum pot să las așa. Cum vă numiți? Mă numesc Chica Stela, mama. Geamurile sparte, nu mai aveți geamuri? Geamuri, nu mai am nimic. Nu, și în partea asta, dacă filmați, e și acolo, căzut plafonul acolo. Unde acolo înăuntru? Da, e căzut plafonul pentru că a perforat. Și să nu intrăm? Nu, o avem pe conștiință, nu să spun. Deși ne-a zis. Deci oricum etajul 34 nu se va mai locui până nu se va reface toată structura aici. Așteptăm să pună popi de sprijin și până la cum să discute și făcut proiect primar, da. Exact. Dărâmat și reconstruit, nu se poate. Să vedeți din exterior că e dărâmat tot. E zburat efectiv apartamentul, e 80% distrus. Am gândit că acum dumneavoastră încet cercetați. Exact. Păi a fost și procuratura, a fost și criminalistica, au fost cei de la Inspecția de Stat în Construcții, noi de la stații de urgență și vom face rapoarte, vom prepune cap la cap fiecare și apoi de la gaze. Nu știu dacă vom avea cu oamenii de aici. Sunt proprietari, normal ar fi trebuit să aibă asigurări. Cei de la asigurări, mai mult ca sigur că vor veni separat față de ceilalți, că ei trebuie să facă altă expertiză, trebuie să constate. Voi erați înăuntru când s-a întâmplat explozia? Nu. Domnul prefect care era în București, a fost despre ce vorba. Să suntem acum la primărie, eventual, un ajutor de urgență în prima fază pentru... Aici ați zăluit? Da. Da, deja. E cel de la asistență socială. Da, da. E director, să înțeleg și eu să înțeleg. E director, în domnul medic, că e la... Da, că nu știu. Și aici, după ce se consolidează, da. Se întâmplă din nou. Trebuie să începe la poliție să fotografieze. Da. La trăcire, a închis ușa și n-a... Ce-a fost venea? Ce-a și urmă. Dar lucra la gaz sau la altceva? La gaz, cred că lucra. Poți să urci, poți să nu știu să... Da. Altă explicație nu e, momentan. Da, experții vor spune acum ce de la gaz, ce de la poliție. Pentru că 1 și 2 se poate locui. Și de pe 3 de aici?
De pe, deci de la etajul 3 nu e nimeni, sunt două familii care nu locuiesc, sunt plecate în Spania, familia Tilca care e la sat. Aha. Și mai e o fel la numărul 18, este o familie, dar care mai e, ăsta e al doilea apartament. Deci mai are un apartament, așa, și familia Simescu de care am discutat și domnul la care s-a întâmplat conflagrația, apartamentul 20, deci ar fi familia Tilca, dacă vine, am lăsat la vecini adresă și numărul de telefon să mă contacteze, ducem acolo și familia Simescu care putem să poată să primească găzduire, am și îndrumat. Deci au găzduire toți. Da, deci au găzduire, sunt doar două familii. Unde au găzduire? La hotelul sportivilor, deci domnul primar Mihai Stepanescu a stabilit că familiile care au fost afectate de această explozie să poată primi găzduire gratuită până temporar, până se vor stabili unde vor putea să locuiască. Da, Vasile, sunt acolo, dar nu a venit primarul, nu a venit nimeni. Ați fost cu aici? Când a fost explozia? La 12, pe balcon. Și ați văzut? Ce s-a întâmplat? Cum s-a auzit? Erați în bloc? Da. Poftim. Domnule suprefect, care e situația? Ce ați găsit la fața locului? După cum ați aflat, astăzi în Reșița am avut un necaz, o problemă deosebită, o explozie la un apartament, la un loc de pe Alea Gugu. Au fost afectate un număr de 8 apartamente, care până când experții nu ne vor spune că sunt în siguranță, nu vor putea fi locuite. Cel mai grav este apartamentul unde a avut loc și explozia. Domnul din apartamentul unde a avut loc explozia a suferit arsuri, a fost transportat cu elicopterul la București și să sperăm că nu va avea necazuri și cinuituri de arsuri. În prezent, experții sunt la fața locului, evaluează pagubele și urmează ca autoritățile locale să stabilească locația unde locuitorii din cele 8 apartamente au locuit și unde vor sta în perioada următoare până când se vor identifica spații de locuire. Vor primi și un ajutor de urgență? Sigur că da. În perioada următoare o să iau legătura cu domnul primar Stepanescu și o să îi propun ca în prima ședință de Consiliul Local să inițieze un proiect de hotărâre de Consiliul Local, astfel încât toate familiile afectate să primească un ajutor de urgență. Nu mai periculos nimic. Acum, în momentul de față, ne gândim la să asigurăm oamenilor cazarea care au rămas fără casă și să se ia măsurile de către specialiști în construcții pentru consolidarea blocului, urmând ca, pe urmă, o expertiză de specialitate să se facă un proiect pentru reconstrucția părții distruse. Cu câte echipaje ați intervenit? Cu două echipaje am intervenit și trei ambulanțe, dar n-a fost nevoie decât o singură ambulanță pentru că a fost un singur rănit grav, proprietarul unde a avut 60% arsuri și a fost transportat la București cu elicopterul care a venit de la Arad, smurt. Numele și funcția noastră? Mateescu Dragoș, colonel prim adjunct al inspectoratului pentru stație de urgență. Care? Mai funcționează plasma? Nu, am vrut să văd dacă stă. Și stă? Nu l-a luat explozia, alea vântul. Domnul primar Mihai Stepanescu a convocat astăzi serviciul local pentru situații de urgență pentru a dispune măsurile necesare ce se pot lua în astfel de cazuri. În acest sens, dorim să precizăm faptul că familiile care au fost afectate de această explozie vor putea fi cazate la hotelul sportivilor, lângă stadionul Gloria, temporar, până când li se va găsi unde acestea să locuiască sau vor găsi o locuință stabilă. De asemenea, precizăm faptul că domnul primar a dispus ca primăria să acorde ajutoare de urgență familiilor celor care au fost afectate. Ajutoare financiare de urgență, da. La câți numele dumneavoastră? Deci 1300 de lei este maximul ce poate acorda Serviciul Public Direcția de Asistență Socială pentru asemenea cazuri, dar poate și Consiliul Local să hotărască dacă se dorește ajutoare mai mare. Numele și funcția noastră? Cosmine Noica, director la Direcția de Asistență Socială. Da.
Bine, am cu tabela atunci dacă e, dacă e nevoie să vii mâine să faci tabela, dacă nu rămâne pentru luni dimineața. Ori până pe 10 ai tot timpul din lume să-ți faci un etic, da? Bine, am cu tabela, pa! Păi nu, da, aia o să fie și de...